Tată Ceresc, ascultă rugăciunea mea, reîntregește, curăță și pune în mine toate structurile energetice și spirituale și pune organismul meu cu toate structurile în stare de vindecare atât cât îmi este îngăduit. Cu lumina și puterea Duhului Sfânt te rog pe tine, Doamne, vindecă-mă de orice energii malefice, concepte, supraconcepte, programe de revenire, blesteme, farmece, moșmoane, descântece, făcături, descântături, orice fel de legături malefice făcute pe aer, apă, foc, lemn, metal, pământ, plasmă, gheață, eter, pe voință, credință, pe gândire, pe iubire, pe conștiință, pe sine, pe suflet, pe spor, pe sex, pe bani, pe drumuri, pe animale și plante, cu lumină sau cu întuneric, iar toate aceste influențe malefice să se desfacă, să se ducă unde este voia ta, fie ca orice entități malefice, entități benefice false și duhuri necurate, să fie îndepărtate de la mine și trimise acolo unde este voia ta divină. Rog Sfânta Treime să taie orice fel de corzi energetice care nu-mi sunt benefice și să le îndepărteze din câmpurile mele. Dezleagă și curăță, Doamne, sinele meu de orice fel de programe, subprograme, algoritmi energetici malefici, făcături, farmece, blesteme, legături, descântece și orice lucru ce afectează sinele meu și nu este cu voie divină, pecetluiește-l cu Duh Sfânt. Dezleagă și curăță, Doamne, sufletul meu de orice fel de programe, subprograme, algoritmi energetici malefici, făcături, farmece, blesteme, se ne adăuga malefic, legături, descântece și orice lucru ce afectează sufletul și nu e cu voie divină. Reîntregește-l, refă-l cu sene curat, binecuvântează-l și pecetluiește cu Duh Sfânt. Dăm, Doamne, înapoi toți îngeri, ghizii, darurile, sporul, potențialul meu divin, misiunea mea personală, drepturile mele divine, amprentele mele energetice și orice alte structuri îmi aparțin. Tot harul, inițierile, abilitățile și toate câte am primit în viața asta și în altele, pune-le în mine, atât cât este voia ta, ca eu să îmi pot face misiunea personală aici pe pământ. Curăță și deschide, Doamne, cu lumină și binecuvântarea ta toate chakrele mele și toți centrii energetici, toate organele mele energetice, toate structurile mele energetice și curăță și armonizează toate meridianele, canalele energetice, atât cât îmi este permis. Dezleagă, curăță și reîntrăgește, Doamne, toate câmpurile mele și armonizează-le. Aliniază și armonizează, Doamne, toate structurile mele energetice și spirituale. Sigilează-le cu Duh Sfânt și fie ca nimic să nu le poată atinge decât cuvântul Tău. Fie ca eu să pot sluji luminii și adevărului și să îmi fac misiunea personală pe acest pământ. Fie ca dacă nu mi este îngăduit să mă vindec sau să mă refac în totalitate, să ajungă la mine informația care să mă ajute să înțeleg lecția astfel încât să capăt misiunea de a mă vindeca, fie ca eu să înțeleg motivul pentru care am devenit vulnerabil la orice influențe malefice și să am înțelepciunea și puterea de a mă schimba și a evolua. Doamne, dacă eu voi greși față de Tine, ajută-mă să mă înțeleg greșeala și iartă-mi neștiința sau neputința. Vină, Doamne, în inima mea și în sufletul meu, în viața mea, în casa mea, în familia mea și luminează-mi calea oriunde mă voi găsi. Și, Doamne, dacă eu uit de Tine, Tu să nu uiți de mine. Așa este, așa să fie.